Așa e scenariul, măi. Dar naibii de scenariu, pupăză. Am stabilit că dacă e plictisitor, scurtăm. Hai, mă, la subiect, la subiect. Hai, motor și... acțiune. Salvador, eu cred că tu nu știi ce vrei. Bă, știu. Stop! Ce faci, mă? Ce faci? N-am stabilit odată că nu o săruți, că ți-e stăpână. Păi și atunci când e ținut locul ei mei, de ce m-ai pus să te sărut? Ca să verific dacă sclavul poate să mozolească stăpâna. Și nu merge. Nu merge. În cel mai rău caz, poate să îngenuncheze și să-i pupe mâna. Da, vreau! Dar pupatul mâinii nu e dovadă de dragoste, e dovadă de maxim respect. Ei, și ce te faci, că trebuie să mă respecti? Nu poți să fii mitocanca acasă. Ce te voi așa paranoico și țip la mine? Cine m-a dat-o paranoică? Dar cine ce bună începutul? Vedeți că vă certați din două în două secunde și mai vrea să vă și sărutați. Nu mai bine vă plezniți voi și în secvență? Da, că palmele se dau din dragoste. O să fie super clară povestea, nu, pupăză? Mm-hmm. Nu mai bine te duci tu în pădure? Mm-hmm. Te văd că scrie și de mine. Colosal. Adică traducere liberă. Colosal. Ce, Gogule, mergem la picnic, ai adus potol? Am găsit coșul ăsta la noi, la ușă. Yeah, un copil. Da. Du-te, bă, tu, repede înapoi la ușă, când o fi curcat barza adresele, să vie să-l ia să-l ducă la măsa, la tasu, că rămâne cu el pe cap, parcă văd. Mărlane, nu fi... Adică cum? Adică cum ai fost 10 sezoane la rând? Că nici măcar sucării nu mai cred în barză. L-a lăsat cineva intenționat la ușe. La noi? Da, și te-a lăsat și bilet. Hai că-ți luăm acum. Este Nino? Uraganul. Nu, mă, ăsta micul. Ăsta mic, când începe să tragă vântul, zici că e uragan. Nu, mă, este Nino, înseamnă ăsta micul. Taci. Este Nino, nasio, enamore sangria. A, e pentru noi, pentru telenovelă. Amore sangria. Înseamnă că Vandam și că Ema o să aibă copil pe ascuns. Păi de ce dragi să aibă pe ascuns când ei e soț și soție? M-am prins de cauza lui Betty. Mărlane, Vandam și Ema de la noi din telenovelă, adică Alcatraz și cu Esmeralda. Sună-l pe pupăză, că la sigur știe. Da. Alor, pupăza, auzi, cine face copil în telenovelă? De unde naiba să știu, că n-am tot scenariul tradus. Da, de obicei, boierul cu sclavul. Hai că mă ții din treaba, iurea. Ce-a zis? Că e alu Esmeralda cu alu Catraz. Ai văzut? E clar, ăsta mic e actor. Băi, cum livrează ăștia, bă, figurația? Îl lasă la ușă ca pe lapte. Îți dai seama dacă comandam lapte praf, l-a aruncat după bloc? Nu are rost! Eu nu voi fi a ta, Salvador! De ce, iubito? Pentru că tu aparții Rosaurei! Pentru că și Talia te vrea! Pentru că între noi nu va fi niciodată nimic! Pentru că eu sunt nobilă, pe când tu ești un sclav! Sclavule! Și tu ești o cățelă! Terminați!
Eu am terminat. De multe ori și cu mulți. Voi plătiți amenda. Auzi, să știi că în condițiile astea nu pot să lucrez. Dacă ai obiecții, ne vedem la Esteban în birou. Să află și el cum sunt tratată la platou. Extraordinar. Ai văzut ce ai făcut? Mai din cauza ta, du-te imediat și împac-o. Ce vorbești? Du-te și împac-o tu, că tu ești producătorul. Da. Trebuie să mă uit să mă machiez. Auzi, ce nu se calcă căciulița asta? Plânge dacă m-a adus. Se mă, nici... Chiar tati, cladul nici nici n-avea. Mai plânge! Mai... Gata, s-a potolit. Bine măcar că a dormit. Ui, tati, tati. Ce faci, Mârlane? Adormi mâncarea înainte să o devorezi? Ca șarpele? Hai să vezi ce șarpe îți bag eu una acum. După ce că-ți fac treaba ta, mai te și faci mișto de mine. Ia și lea, că nu-i singură. Un copil viu! Păi ce credeai, că-i mor cel legănam să nu se pută sau care-i treaba? Aoleu, al cui e? Alu, catras cu... Vanda, mare copil? Așa, mare mernicule! Sper că cu el vorbești. Mă acuzi pe mine că fac de toate cu tot și tu ai copil? Ce? Nu faci pe prostul cu mine că s-a scăpat Mărlanu. Ba nu m-a scăpat, cred că l-a scăpat pe mine. Ia stai așa, dar de unde e copilul ăla? L-a găsit la ușă, dar e... Așa ai ajuns, mă, să-ți lase fufele copilul pe preș? Dar ce mă mir, că așa te-a lăsat și pe tine, măta? Păi nebună, nici măcar n-am 9 luni decât sunt în Spania, de unde s-am copil? Ha, și ce, nu puteai să-l însămânțezi în România? Poate de-aia ai și fugit din țară, să nu plătești pensie alimentară, chitră! Nu sunt chitră, nu sunt chitră și nu mai țipați că m-am săturat! Mărăne, cum a ajuns, mă, copilul ăsta la tine? A găsit copilul la ușă, ți-a zis la telefon. Și ai zis că e copilul ăsta. Așa cum poți să-i zici că e copilul meu? Ce mizmă? Băi, am pronunțat eu cumva numele Van Damme? Nu Van Damme, ai zis că e alu' sclavul Catras cu boieroica. Dacă și Mârlanu și-a dat seama care e sclavul și care e boieroica... Ce vorbești, mă, că... Stai, mă, în telenovelă mă refer. Și ăsta e actorul trimis de firmă ca să joace rolul copilului vostru. Ai văzut că nu-i copilul meu? E un actor! Dragul de el! Păi până cu ce-i că-i nenorocit? La copil mă refeream, nu la nemernic. O să am eu grijă de el. Doamne, după. Nu ai grijă de nimic. O să-l returnăm. Că nu trebuie să jucăm cu copiii vii. Putem să jucăm și cu păpușă. Cu păză, asta e producție serioasă, nu bășcălie. Dacă au trimis copil viu, jucăm cu copil viu. Tu că le-am mărit. Păi atunci să ne trimită și scutece. Să ne trimită și lapte. Două, trei ciolane afumate. Ce? Că să aibă ce săroasă, că-i crește dinții. Spun că a simțit-o pe pielea mea. Suzeta nu-i sănătoasă pentru copii. Am văzut eu pe Animal Planet. Hai, du-te la Esteban și cere-i ce trebuie dacă vrei să-l păstrezi. Că eu n-am buget pentru sugari. Hola. Hola. Ai două secunde libere? Per te am tot la vida. Fii atent. E vorba de un copil. Și aș vrea să-l țin. Copil? Ninio? Ce Ninio? Si, si, de la mine, ne-am gândit noi că ai putea să ne ajuți. Îmi doresc foarte mult să-l țin. Dar noi n-am făcut-o nimic, cum e posibil? Păi lasă-mă să-ți explic. Că nu ai timp ora. Bye, bye. Nu ai timp, a? Chitră penală. Bine că știu să nu fac vreun copil să-l cresc singură din leafă. Facem poftă de făcut copii. Mușcă-ți limba. Nu tu, mă. Și acum pui. Ce drăguț e. Ar trebui să fac și eu unul. Betty, eu nu pot că sunt steril. De-aia nici n-a rămas Ema gravidă. Betty, tu nu poți să faci un copil. Corect, păi care vrea copil? Unul sigur. Vrea mai mulți.
2, 3, să aibă sprijin la bătrânețe. Tragi că ești obosit. Da, sau la oboseală. Betty, nu poți să faci pentru că nu te lasă contractul să rămâi gravidă. Pupăză, eu n-am semnat niciun contract. E, da, am semnat eu. Și eu. Dar chiar și eu am semnat. Și eu? Și tu. Și eu. Cum adică să semnați voi, bărbații, că nu rămâneți gravizi? Uite așa, am semnat că nu te... Am semnat că nu lăsăm actrițele gravide. Da, și că nu te... Lasă, Pupăză, că asta se rezolvă. Schimbăm contractele. Cum adică că... Întrebam. Pentru că oricum între noi nu poate fi nimic. Eu sunt bogată, nobilă, iar tu ești un... un sclav. Nu, nu spune asta. Nu mi-nfige cuțitul în inimă, iubirea mea. E singura rază de soare și de speranță din lumea asta tristă. Ah, uită-mă, iartă-mă. Stop! Ce faci, mă? Mă conformez noilor modificări. Pupăză! Ai modificat scenariul fără știrea mea? Stai, mă, bestică! Mă, stai, că n-am bai de vericule! De ce mă minți? Ăsta de ce minți? N-am zis că tu l-ai modificat, disperatule! Ce te răgnește așa? Nu l-a modificat nimeni! Eu l-am adaptat. Că dacă o să avem copil, trebuie să facem niște chestii, nu? Sau o să zicem că ni l-a adus Barza? Și Bârlanu o să fie singurul care se uite la telenovela asta. Filar al dracului de scenariu, cu cine l-a făcut? Auzi, Pupăză, scoatem scena copilului că e costisitoare, nu? Da, păi eu am zis de prima dată. Nu mai putem, că deja ni l-au trimis, l-au facturat și o să plătim degeaba. Plus că dacă tot îl avem aici, putem obține niște avantaje de la producție, Pupăză, gândește și tu. Da. Că l-au fracturat deja. Ăsta l-au fracturat deja. Și plus că ăștia doar mimează, mă, că fac copil, că doar nu o să se împerecheze aici în platou. Îți dai seama, hai, de unde am rămas? Ok, de unde am rămas? Lasă-l că facem altă întârziere. Ba, Emma, nu reușesc să-l fac să tacă, cred că vrea la tine. Lasă că repet eu cu Van Damme până liniște. Emma, bibițică, măi. Emma, dați-i drumul de unde a rămas, că... De la plecarea mea. Nu. O luăm de la început ca să vedem cum este cap-coadă, nu? Pleacă! Pleacă! Nu vreau să plec! Lasă-mă! Îți poruncesc să pleci. Excepțional, super! Nu trebuie decât să schimbați situațiile între voi și să vorbiți în spaniolă. Și în rest e ok. Ați zis că e ok? Așa, și-au cerut în recompensă? Nu, și poate nici nu o să seară, că poate l-au luat pentru organe. Bă, două măsa de treabă, păi voi vă recrutați cadrele pentru poliția Toma din Născare, din Cărciun? Băi, Ciorete, numai pentru donatorii de organe, ce-ai? Ha, bre, miguel, ce te-mi fui așa că a fost o glumă? Te șoftiști că a preluat conducerea, praf te-am făcut, îți rup gura. Dar nu înțeleg de ce trebuie să mă ocup eu de cazul ăsta, ia. Păi de-aia, mă, că tu ești paranormal. A, da? Și poți să-l întrebi pe bebeluș direct, în față, care sunt semnalmentele răpitorului. Mă, miguel, păi la nu spune nici mama, da, doamne, și mă. A fost o glumă! Egalitate! Pentru că asistenta care a descoperit dispariția e româncă, mă, de-aia. Acu e clar-o? Auză, dracu! Masioză tailandeză. Pentru întreținerea copilului? Nu, pentru mine, că mă doare spatele de la legănat, păi că l-am... Hai, poate vede Betty și-i dai idei, Mărlane, să vezi ce scot dinții din gură. Păi de ce să fază Betty? Pentru că ea o să ducă lista la Esteban. Ha! Nu, taie masajul. Este așa, dar de ce s-o ducă ea? De ce s-o ducă? Ca să fim siguri că nu o aprobă. Ca să fim singuri. Mașină cu șofer? Păi e mic copilul, mă, ce crezi că merge singur pe picioare? Nu e, trebuie șofer, mașină, autobuz eventual. Da, uite-și, mă, Chiorete, bine că ai venit, mă! Zi ce nevoie ai ca să ne trecem pe lista pentru Esteban. Domn Vasilică, nu! Că pe ăsta o să-l rup pe cârcile voastre acum! De ce m-ați mințit, mă, lepădăturilor, că copilașul e de la figurație?
Ca să-mi ascundeți voi mie că este un copilaș adăpostit și e furat? Furat? Furat! Gogule, ai furat copilul! N-am furat, bă, nimic! N-am furat, bă, nimic! Nu înțelegeți că l-am găsit în coșul care era lăsat la ușă? Nu înțelegi că l-a spars într-un coș care era... Să taci! Și atunci de ce mă miți, bă, ordinarule? Că l-ai copil trimis la figurație. De ce zici, bă, că... Că n-a zis, așa zic! N-a zis el! Nu te bani! Bă, ascultă și pe mine, că pe mine mă acuză ăsta! Ascultă și pe el! Așa scrie pe biletul pe care l-am găsit în coșulețul, care era copilul lăsat la ușa. Așa scrie la biletul care l-a stors din coșulețul. Uite, na, scrie clar, negru pe alb, că e pentru amor de sangria. Scrie pe alb, pe un negru a scris pe... Acelea scrie că acest copilaș e făcut din amor și sangria, nu pentru amor și sangria. Idiotă-n! Valabil și pentru tine. Ah, e făcut la beție, a? Exact ca tine. Bă, nu vă e pită, jenă! Scoateți imediat copilașul, că vă joc în picioare, inconștienților! De ce vreți să ajungem la Tohaoț? Să l-ați uscut? Unde-i copilașul? Nu-i la mine, l-am născut, nu l-am, nu-i la mine! E la Ema! Uite! Ema, dă imediat copilașul că trebuie să-l duc la secție, la poliție, căci că fiindcă se bănuiește că e furat! Ce vorbești, mă? Mă, e de proastă! Crezi că nu știu că te-a pus pupă să se scap de el, să-și reducă cheltuielile? Da, dragă, copil! Treaba-te, nebunul! Dar când a venit poliția, să știi că pe tine o să te ia și te bagă, dar nu te vezi! Că ăla-i copilaș furat, plânge bă, stai, stai, stai pe el! Ei, ce să spun, un cap de acuzare în plus sau omiru și mai contează, că și așa sunt urmărită general din cauza mitocanului. Care mitocan? Botul mică, dacă îl trezești și plânge, vine poliția aici! Vrei? Hai cu mama să te schimbe iubirea lui mama, hai da. Ai grijă la ușă să mă ciobești, că tu o plătești! Ți-am zis să nu mai urmi, că trezești! I-a stat jucărie pe mână, inconștienților! De cât timp este mai ambasada? E în ambasada? S-a dus la ambasada, e stâmpit din locul ăla ca pezat! Nu ambasada, embarasada, gravida! Cine e Ema? No, jefe, Ema nos gravidos. Dar cine v-a spus tâmpenia asta? Nadie. Nadia? Mă, cine Nadia asta? Că am tot auzit de ea. Nu importa, trimite pe Ema imediatamente aici. Aici? Aici? Acu? Na. M-ai chemat? Bela, știu că ești supărată, dar ai înțeles tu mal. Eu vreau ninios contigo. Da? Fără număr. Pero no ahora, soy un poco ocupado. Ah, ok. Beso, ne vedem mai târziu. Ay, ay. Perdone, ma. Jefe, mi-a llamado una mujer. E rumena, ce vreau să învăț. M-a sunat o femeie și a zis că dacă nu-i dați banii, o să vă lase copilul pe cap. Copil? Ce copil? Cel pe care l-a lăsat în fața ușii. Que lo dejó en frente de la puerta, jefe. No dejó nada. Es una mentirosa. Chiama la poliția, ha. Ahora. Ahora. Me voy. Ay. Scuze. Hola, jefe. Ce vrei, pupesa? Am adus o listă cu niște chestii. Ce ne... Las-o aquí, ahora estoy ocupado. Da, să știți că Betty a făcut eu doar amăs, adică dacă vi se pare ceva, nu eu. Ia. Ha? Zici că Zoro. N-ai tu față. Gata, mă. Am dus lista. Yes! Sigur? Mărlane, tu mă faci mincinos? Nu, doar șmecher, că după cum te știu, nu ar mira să fi înlocuit lista noastră cu lista ta. Ia ziceți, mă, vrei să-ți cer ceva lui Esteban pentru bebeluși? Că tot mă duc să anulez clauzele alea din contract. Păi n-ai fost ieri, mă, Betty? Am fost, dar nu l-am găsit. A fost ocupat toată ziua, nu știu. A, păi dar nici acum nu e, să știi. Păi n-ai zis, mă, că... Da, că ești obosit. Am zis că o să vină într-o jumătate de oră. Uite, chiar acum mă duc la cina să-i spun să ne anunțe când vine, ca să nu stăm să ascultăm, până la o să pierdem din timpul de filmare, nu? Mă rog, hai să zicem ce vrem. Hai. Mărlane, ce faci, mă? Mă asigur că ajunge și lista noastră la șeful. Stai liniștit că am scos masajul. Se poate, jefe? Pupesa, nu am avut tempo. No, no, pero listo, am venit-o să vă spun că Betty vrea să vină aquí. No es necesario, yo aprobar todo. Păi, no, no, pero...
Parolisto viene, nu Perolisto. Por qué? Vrea un bebe și n-are cu cine să-l facă. Mio, mio. Doamne, păi aia zic și eu. De ce nu mi-ai zis pupăză că șeful e aici? Pentru că el tocmai pleca. Adică nici eu n-am putut să vorbesc cu el, că era pe fugă, tu nu-l vezi? Da, o să-și facă puțin timp pentru o seniorita, nu-i așa? Doar n-o s-o dea afară. Especialmente când e vorba de un bebe. Bete, soy un poco ocupado. Quique, resolvo todos las problemas per te. Quique! Sí, jefe. Quique. Quique, resolvo todos las problemas per señorina Betty. Quique face tot o ce vrei. Da? Și bebe. E o glumă, nu? Succes! Nu, nu, eu chiar îmi doresc să am un copil. Dar pentru asta, tu trebuie să... Nu, nu, eu nu pot să am copil pentru că sunt impotent. Scuzați că v-am întrerupt confesiunile. Nu l-ați văzut pe șeful? A ieșit din urmă, du-să-l caut. Nu, 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 stai liniștit, vezi, îți dă treaba ta că impotența e gravă. Eu mă descurc. Păi, voiam dacă să te ajut. Săracul de tine, vrei să te ajut? Nu, 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 nu. Bela, aquí. ¿De dónde tienes esto? ¿Qué es esto? Es niño de care ți-am zis. Ah, tu vrut adoptar un niño. Tu nu vrut făcut un niño conmigo. Nu. Atunci nici eu nu vrut adoptar. Mamă, ce disperat e ăsta. Băi, eu chiar vorbeam serios. Chiar nu pot să am copii. Nici măcar nu pot să încerc. Încetează, naibii, că nu cu tine vreau eu să fac copii. Tu trebuie doar să semnezi lista asta cu necesarul pentru bebeluș. Citește. Cu plăcere. Cameră full HD pentru supraveghere somnic? Vrei să-l păzești tu? Cu mine? No tiene sentido. Yo no seré tuya, Salvador. ¿Por qué, mi amor? Porque yo soy rica, noble. Tú eres un esclavo. Perdóname, olvídame. Mejor me matas que vivir sin ti. Te juro que haré todo lo que me digas. Escucharé sin excepción todo lo que me ordenaras. Solo déjame amarte. Vete, vete! Nu, nu! Cat! Stai, Norbeti, că nici măcar am apucat să-i ridic fusta! De unde o să știe lumea că i-a făcut copil? E, lasă să nu știe, să aibă și eu o surpriză când ori vedea-o pe Smeralda cu Plodu. Telenovela înseamnă suspans, mă! Când o să învățați asta? Hai, liber! Și tu... Dacă vrei să finalizezi scena, fă-o cu mine. Nu pot, că trebuie să mă demachiez. Hello, jefe. Scuza-mi, dar ieri am luat con eror lista asta con mine când am plecat la... Deo lui Quique, că el se ocupa. Auzi? Ce știi de El Niño? El Niño? De uragan? Nu uragan, e stupido. De pebele la Emma. Ah, l-a găsit la puerta. E bine, sănătos, mulțumim că ni l-ați trimis. Eu? Păi nu e actor de la figurațion care trebuie să jucar în telenovelas? No, 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 no. Nu e niciun bebe în telenovela. What? Ia spune, ce ai aflat? Încă nimic, da. Cercetez. Băi, Ciorete, mișcă-te mai cu talent, că pentru mine casul ăsta este foarte important. Vreau copilul ăsta cu orice preț. Că nu există lucru mai frumos pe lumea asta decât să faci o familie... Îți fac eu unul, că și eu îmi doresc un copil. Foarte mult. Eu mă refeream să găsesc copilul care a dispărut. Ciorete, explică tu, doamna. Copilul dispărut? Da, da. Ciorete, trebuie să dăm copilul înapoi. Hai! Voi l-ați răpit? Ah, corect, ca să puteți să cereți avantaje de la studio. Ce tare! Mă simt ca Bonnie cu doi de Clyde. Dar tăcerea mea o să vă cam coste. Mă duc să mă pregătesc. La ce s-o mai pregătim, mă? Hai, 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 Mărlane, hai deodată! Învelește-l bine, că aici costă o grămadă medicamentele, să nu răcească. Așa, zic, dar
purtică să... Ce faceți, mă, cu bebele? Ce trebuia să facem de prima dată? Îl du cu el la secție să-l dea la părinții lui, că ăsta-i copilaș răpit. Și acum dai drumul de acelea că trebuie să apară Miguel la cutia. Ce lasă că îl dau eu. Păi tu ești nebună, vrei să te ieși pe tine cu bebele? Oale, dă copilul. Pune-l în coș! Să nu răcească. Gata. Să vedeți ce vă crăp eu. Mărlare de copilul! Dă copilul câte omor! Să-l vă apropiez, să-l vă apropiez de el, că vă crăp, ați înțeles? Aaaa! Unde-a mie mâna? Ia mâna! Aminați, ia copilul! Aaaa! Milezi, milezi! Aaaa! Du-mi la Miguel! Ce faceți, mă? Ce faceți? Ce? Ce facem, mă? Facem pătasele, pieptene! Nu! Poate viața de dragi! Taci, mă! Mă, Miguel! Te așteptam acelea și ca să ne plictisim, am zis să ne jucăm ceva, să ne treacă timpul. Da, uite... Și jucam laptele gros ăsta, lece gros, un fel de capra sănitoare, bre. Da, mă, și ăsta mic, eu sar cu el, că el nu știe să sarcă. Da, și sare încolo, el nu știe că capra e încolo să saie pe ea. La drânam, acu, înțelegi? Mă, însă, și voi de ce? Stați jos acolo, nu vă mai ridicați? Noi? 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 Unde? Stau jos, da, stați. A, noi ne ridicăm, noi, da, bă, noi, cu el, da, noi, da. Ne ridicăm, noi doi, da. Ia uite, vezi, ne-am și ridicat. Așa trebuie. Hai, du-te, ia copilul, nu mai sta, ca să-l duci la părinți, că plânge după el săracul. Și îi spui o mâine la secție. Ne. Ce-am... Ne, nu merge mâine, că trebuie să-mi tocmesc raport, da. Nu-mi prezentați și mie pe prietenii voștri, că nu-i cunosc. În sine sunt. Care prieteni. Ah, prieteni. Ce să? Unde ia, ce chestie, nu-i cunoști, nu? Păi atunci să-i prezentăm. Ce dracu să ne mai facem? Eu sunt gata! Cine vine primul la procreere? Opa, domn polițist! V-ați răzgândit? Vreți și dumneavoastră copilaș? Nu! Ai avut dreptate, Ciorete! Familia este mai importantă decât raportul! Da, greșe. Da, fără raporturi nu se poate întemeia o familie, nu-i așa, băieți? Fata, nu știu cum să-ți mulțumesc, m-ai scăpat de pușcărie! Pentru asta o să te recompenseze Van Damme? Da. Și pentru mine, domnul! Am uitat că trebuie să mă mai demachez un pic! Chiar să uităm de malentendita cu bebele. Și ce-s astea? Dos reserva para Venezia. Venezia? Nu mersi, că am mai văzut-o odată. Și mi-a fost suficient. Cine stă 3 zile cu șeful la Veneția? Oh, vrea să mă țină 3 zile în restaurant? Și restaurant, fata, a luat bilet de la Veneția, în Italia, Emma. Și tu ești singura femeie pentru care faci așa ceva norocoasă. Oh, mi-e rău! Ți-e rău? Stai, mă, liniștită, că nu o să te plimbe numai cu gondola, că nu e asta așa mână largă. Gondola. Plus că s-au inventat pastile de rău de mare. Stai liniștită, have fun, darling. Ah, fun, fun. Con alegría y con alegría. Urlă de 6 ceasuri, m-am nebun. Ce-ai, mă, de-a plângi? Ce-ai de-a plângi? Nani, nani. Ce aveți, mă? Doar! Pune-i căciulița aia, mă. Ia-ți atingi! Când a venit la vedea, când a ajuns la vedea, când gingi! Bravo, bravo! Ia-ți-a! Ia! Ha, s-a potolit, asta era, avea gaze! Bravo, bravo!
Ai modificat scenariul fără știrea mea? Ce mă pierzi? De ce râzi, mă? Mă pasă râd. Drag, era un... Ce? Interpretă. Și tu. Hai. Băi, deci hai să vin nu, e păcat să facem re, cu râr de la reluare, da? Deci eu eram așa, dă stai sus. Vezi? Dar n-ai știut cât de zici. Unde ești? Vino cu asta. Stai, a plecat așa. Cu pana mea să te ai. Așa. Știi? Și acțiune. Pardon. Așa. Deci, ca să vezi câte obstacole, ce greu e în culise. E greu în culise, deci până intri la cadru, treci printr-o întreagă junglă. Hola, jefe, am cer scuze, but, you know something. my mistake, scuza-mi. Bravo, bravo! Hello, jefe. Așa. Bravo, bravo! Hello, jefe, me scuza, dar ieri am luat con greșeală lista con mine. Hello, bufesa. Intr-o neurat. Hai odată, ce te mușcă e bufesa? Hai să nu răcească, copil. Păi hai odată. Hai. Măi, lale! Păi, femeie, păi, este fracturat în 10 locuri. Păi, nebunit, unde pleci cu...